suntem aspeții acestei frumoase locații și sperăm să petreceți împreună câteva clipe minunate. Dar vreau să vă gândiți la anul 1974. Vă spune ceva? Sunt convins că pentru dumneavoastră 1974 a însemnat un drum, o pornire în viață. Iată că anii au trecut și ați ajuns la o frumoasă vârstă când sărbătoriți acest eveniment. Din cei 50 de ani distinși participanți, 16 i-am petrecut împreună. Prin girul dumneavoastră am fost primarul acestei localități. Avem doi copii, respectul, răbdarea și credința. Acestea trei au fost. Acestea. Și neînțelegerile, cum le-ați depășit? Au mai înțeleg. Fost și mai ușoare și mai... Da, dacă am depășit. Să toate fără să am depășit. Dacă ai încrederea în tine, depășești orice moment. Și celălalt care lângă tine. Noi, cel puțin, așa au funcționat. Multă dragoste, înțelegere. Ne-am respectat unul pe altul, ne-am consultat, dacă ne-am certat, că au fost și din astea, de la bani în special, că n-ajung, că trebuie, că așa, dar întotdeauna am căzut de acord și ne-am pus, cum se zice, pe el, și am vorbit și am discutat, ne-am certat, ne-am împăcat și am făcut cum am crezut că e mai bine și am mers înainte. Și am avut și momente grele, a trebuit să plecăm. Avem 25 de ani de când suntem în Italia, nu mai suntem aici. Venim numai la fată, la rudele, așa. Și acum, după ziua asta, sâmbătă, facem cununia. Din nou, reînnoim jurămintele, iar seara mergem cu prietenii la o terasă să ne simțim bine. Vă amintiți ziua nunții de acum 50 de ani? Da. Cum să nu, cu mare plăcere. Noi ne-am căsătorit în 18 zile. Ne-am cunoscut în 18 zile, certificat de naștere, tot de căsătorie. M-am dus la mama mea și i-am spus că m-am mărit. A zis că poate vrei să te iau de păr. Cum te măriți? Abia te-ai cunoscut și te măriți? Și am bătut din picior la mama mea, care nu îndrăzneam să-i spun ce ia, că m-am mărit. Ai grijă, dragă mame, căsătoria nu este un măr. Ai mușcat, e acru, nu-ți place, l-arunci și iei un altul. Nu, merge înainte cu ăla și apoi tu ți-l ai ales, tu să-l ții înainte, nu ți-l am dat eu. Și în felul ăsta am mers înainte. Ne-am cunoscut la o seară dansantă, am venit la o prietenă să plecăm la mare. N-am mai plecat la mare. Ne-am cunoscut, am dansat toată noaptea, am plecat împreună, ne întâlnim și a doua zi, ne întâlnim și am rămas împreună. Că după trei zile mi-au spus, vrei să fii nevasta mea? Gata. Hotărât. Hotărât, foarte decis. Hotărât a fost în toate. Dacă în viață am realizat, și zic eu că am realizat destule, le-am realizat datorită modului ăsta a lui de a fi. Acum nu a putut să vină, a pierdut avionul din probleme de muncă. Eu am venit ieri și el nu a ajuns la avion și a pierdut avionul și trebuie să ajungă. Dar nu cred că mai ajunge din Italia. Nu mai ajunge, cred că. Că am înțeles că ține până la 5 jumate, 6 și cred că ajunge pe la 9. Oricum îi pare foarte rău că el a fost cel cu ideea. Mergem la Vaslui. I-a spus, lasă, facem aici un pic și gata. Zice, nu, mergem la Vaslui acolo. Că el e vasluian, jet de jet. Eu sunt hușeancă,
La el e mort după, cum zice, mi-e dor de chetră de la vasul lui. Face ce face și vine la vasul lui destul de des. Eu am o muncă acolo în care... Am găsit, vă spun și eu, vine omul Adrian. Zice, mă, e foc continuu, nu pot să-l las. Atunci, plec numai când am concediu. El, în schimb, e pensionar. Stă și iar mai vine la vasul lui. Oricum, tot timpul, avem două fete realizate, sunt avocate amândouă. Mulțumim Dumnezeu pentru tot. Căsnicie, o viață de om. Care este secretul? Secretul nu e așa de mare. Nu trebuie să fii gelos. În primul rând, ca să nici tu, nici soția, ca nici eu, nici soția. Și dacă nu ești gelos, și nici să ți șerți în șârcul sau să, de exemplu, să mai iei la bătaie sau nu știu ce. Eu nu prea, că am lucrat tot timpul, mai pe la mecanica, mai după ce s-o desfința cu mecanica, am mai lucrat pe pădure și plecam în luni, venea în sâmbătă acasă și ne întâlneam numai sâmbătă și duminică, așa, era mai, iubirea mai, mai aprinsă, da. Și cam, aia este toate treburile, nu trebuie să fie multe ca să... Cum vă simțiți la petrecerea organizată de primăria municipiului Vaslui? E foarte bine. Nici nu mă așteptam să fie așa. Dorim sănătate. În anul 1972 m-am cunoscut cu actuala soție. Și am trăit un an de zile așa, doi, după care ne-am înțeles și să ne cununăm, să fim în rând cu lumea. Bine, frumos, înțelegere frumoasă, eu fiind șofer, ea la ILF. Fosul ILF, CLF. Ea era muncitoare săracă acolo, avea 16-17 ani, avea, era copil mitic. Cum a fost nunta? Vă aduceți aminte? Foarte frumos. O nuntă am avut... Unde ați făcut? Nu am făcut-o aici în Vaslui, am făcut-o la Tănacu, fiindcă soția e de acolo. O nuntă foarte frumoasă, cu invitați mulți, cu oameni de omenie, cu oameni cu suflet, săritori, îngătuitori, cu inimă mare. M-au ajutat și părinții, și socri, că trăiau părinții pe atunci. Și socri m-au ajutat neamurile soției, a mele, ca cum să ajută, așa. Am trăit și până în ziua actuală. Am rezultat doi copii, două fete, care îi iubesc din suflet, că-s viața mea și a noastră. Duc o viață frumoasă. Șofer fiind, am 54 de ani de șoferii, șoferesc. Altceva și să vă mai spun. Care este secretul unei căsnicii de 50 de ani? Secretul căsătorii să fii cult, să fii, cum să spun eu, maleabil cu soția, să o iubești, să te iubească și, dar fără copii nu e o viață frumoasă. Vă 15 ani de zile nu am avut copii, pentru că ea avea ea probleme. Și am dus-o pe la ea, și am dus-o prin toate direcțiile și m-am bucurat că ne-au făcut două fete care le iubesc din suflet. E sufletul nostru. Așa. Și în continuare viața e frumoasă, suntem la pensii, nu avem pensii așa de mari, că da, așa e viața. Așa e. De pe șoferia asta nu prea ne-a băgat nimeni în seamă. Eu mai bine am trăit înainte cu vremurile dinainte decât acum, că acum na, fiecare așa. Dar să știți că am dus o viață frumoasă și mă bucur de viața asta frumoasă, care am ajuns la vârsta asta să fiu, da. Cum vă simțiți, vă rog, la petrecerea organizată? De... Foarte frumos, foarte frumos. Eu am colindat toată țara asta, și în lung și în lat, fiind șofer. Am lucrat la mecanică, fiind șofer, am colindat-o. Dar vă spun, cinstit, frumos, corect, și tu trebuie să dai de la sine
trebuie să dai dovadă de om serios și cu minte, că multă carte nu am, dar din câte am învățat și din câte asta, m-am alăturat prietenul bun, oamenilor buni și m-am fost îngăitor și cu unul și cu altul. Mulțumim tare mult! Sărut mâna, sărut mâna, sărut mâna și la toată lumea doresc bine, țigara, stau cu țigara, doresc la toată lumea bine să fie bine. Doamne ajută!